Bun găsit, stimați suntem la ordinea de zi, ca de obicei, o nouă zi plină, multe evenimente, uh, multe evenimente importante, bineînțeles, și politica ocupă un loc important, dar să știți că încep să fie și alte evenimente, semn că în România se mai face și altceva. Bine, acum depinde cum privim lucrurile, că dacă ar fi să ne luăm după ce se întâmplă efectiv nu ea bună. Sau să spunem așa, în presa de astăzi am văzut două știri interesante pentru, pentru Complexul Energetic Oltenia. Una dintre ele spune că, de fapt, contractul cu Sârbii continuă, adică acele milioane de euro despre care se făcuse socoteala care ar fi intrate în cont, nu știu dacă au și intrat, asta e altă treabă, banii respectivi vor veni. Pe partea cealaltă și o veste proastă anunțată chiar la după amiaza aceasta și anume administrația Complexului Energetic Oltenia a comunicat marți sindicatelor de deci astăzi că minerii și o parte din energeticieni, adică ea care n-au flux continuu că trebuie să livreze, să producă energie, vor fi trimiși în șomaș tehnic prin rotație câte 10 zile în luna mai. De fapt, chiar în această săptămână ar putea să treacă o asemenea hotărâre prin directorat. Acum trebuie să discutăm puțin pe această măsură din cel puțin două motive. Dacă luăm de bună perioada în care ne-am aflat în această vacanță de Paște prelungită. Mai punem cele 10 zile și ne mai gândim și la sărbători, cel puțin la sărbătorile de iarnă, să nu mai vorbim de restul, rezultă că minerii nu vor mai avea alt timp liber decât acesta acordat, uh, forțat, bine, șomaș tehnic, deci practic uh, lucrurile nu sunt deloc favorabile activității din, uh, din complexul energetic Oltenia. De asemenea, trebuie ținut cont de un lucru, faptul că activitatea din CEO nu-i deloc în regulă. Știm deja protestele de la Seciuri de ieri, protestele de la Peșteana dinainte de această mini-vacanță de Paște. Lucrurile sunt tensionate și sunt departe de, de a fi rezolvate. Pe de altă parte, trebuie spus un lucru. Complexul energetic Oltenia va supraviețui. Este mai suplu, dar nu cu, știți că vorbeam de 2133 de concedieri. Până la urmă, din diverse motive, nu s-au găsit voluntari, în fine, nu s-au analizat prea bine, nu sunt decât aproape 2000, vreo 1900, 1900 și ceva, deci, vreo 200 au scăpat cel puțin de moment. Nu știu dacă păstrarea celor 200 sau 300 se traduce în aceste zile de concediu forțat, dar asta este. Deci, până la urmă, veste bună că oamenii rămân rămân la serviciu pentru încă o perioadă. Dar m-a frapat o altă chestie. O declarație al fostului lider sindical Ion Rușeț, acum director în Complexul Energetic Oltenia, care vorbea despre situația de la, de la Ișalnița, unde oamenii de asemenea vor fi trimiși pe un program de acesta de șomaș tehnic. Spuneam de ce m-a frapat chestia, că reducerile care sunt vizate de conducerea ce o urmăresc mai multe, adică pe de o parte șomaș tehnic nu le dau salariu 10 zile sau cât este. Noi mai, deci extind programul la 12 ore, se reduce transportul. Și multe altele nu mai consumă escavatoarele, nu știu cât curent sau ce consumă ele și tot așa. Deci sunt diverse lucruri care arată o preocupare de eficientizare a activității. Dar arată că s-a și ajuns la fundul sacului, Aș, pardon, așa că este, este loc din nefericire și de alte reduceri și probabil acestea vor veni în perioada următoare. Suntem, cum spuneam, apropo de aproape de să zicem așa s-a terminat primul trimestru ba din contră suntem la jumătatea trimestrului 2 din an perspectivele economice par pe ansamblu, dacă ne uităm pe cifrele acordate de guvern și de statistică, par îmbucurătoare. Și să știți că prin alte părți din țară chiar sunt chiar foarte ok. În sensul că dacă ați văzut zone ca Bucureștiu, zone ca Banatul, o duc chiar foarte bine, adică se pot compara deja cu, cu zone din Uniunea Europeană. Perspectiva economică este foarte bună. Din nefericire, la Gorș nu se întâmplă acest lucru deocamdată și tare mi-e frică că nu se va întâmpla um, um, prea curând pentru că știți cum este lucrurile nu sunt totdeauna așa cum și le și, și le plănuiește fiecare. Avem însă și vești mai bune tot din Gorj, că astăzi mi-am propus să vorbesc mai mult din Gorj și mai puțin din altă parte. O veste bună, deși cred că s-a pus puțin carul înaintea boilor la nivel de județ Gorj, și anume, Consiliul Județean a alocat suma de ceva peste 100 de milioane de lei vechi pentru a cumpăra puieți de măr pe care să-i planteze la școli. Ne aducem aminte ce însemna asta cu ani în urmă, pe vremea epocii comuniste, și ce bine era că erau acele. de școlile aveau acel lot și toate celelalte. Între timp, majoritatea și-au pierdut loturile din vina administrațiilor locale, în mare parte. S-au retrocedat cum s-au retrocedat. Unii au devenit stăpân pe pământurile școlilor, chiar dacă, atenție, unele școli aveau pământul de la reforma lui Cuza din, din 1864, cu toate acestea au pierdut după 89 pământurile respective. Semn că uh, ori s-a făcut în proprietăria după legea anterioare, ori în, uh, în primăriile respective uh, sunt ceva clienți pentru DNA dacă această instituție o să binevoiască să se implice pe fond funciar, pentru că uh, mă refer la primării și în primăriile mai mici, că ar fi, sunt sume mari, deci se pot încadra din punct de vedere al plafonului de sume și la cât s-a furat numai în primăriile din Gorj pe fond funciar, credeți-mă că e, e loc de foarte multe, foarte, foarte multe arestări, dar mă întorc, că nu asta e problema. E un program bun până la urmă, deci lăudabilă inițiativa Consiliului Județean. 525 de puieți au ajuns în școli ieri și astăzi. Fiecare școală a primit 25 de meri. La Novaci, Godinești, Samarinești, Lelești, Ciuperceni, Aninoasa, Polovraș, Ceauru, Drăguțești, Dănești, Andreești, Țicleni, Târgulogrești, Bălcești, Telești, Alimpești, Corobăi, Dragotești, Fărcășești, Țânțăreni, Crușeț și chiar și la Liceul Bustuchin, la Liceul Tehnologi Bustuchin, se va face o livadă, o micro, micro livadă de 25 de pomi în curtea acestui, acestei instituții. O singură problemă, dar una mare, Meri, cel puțin în general pomii, se pun foarte bine uh, în lunile februarie-martie, cam greu în aprilie, și mai ales toamna. Asta e altă, altă treabă. Cred că trebuiau să țină cont de acest lucru și autoritățile, deci sfârșit de aprilie e cam târziu pentru acestea, mai ales că a fost o perioadă destul de caldă și pământul s -a, uh, a suportat să zicem anumite uh, acum aceste ca să spun așa aceste precipitații încearcă să îndre uh, să îndrepte să îndrepte lucrurile uh, uh. Sunt, da, au venit și niște mesaje, o să vă prezint câteva din ele pentru că sunt foarte interesante. Avem câțiva spectatori fideli care s-au obișnuit să trimită mesaje, unele destul de, de, interesante. O să abordăm unele dintre subiectele pe care ne le promite domnul sau doamna care ne trimite acele mesaje. Dar, apropo de, de știrile din Gorj și de această, această lucrare, Trebuie spus că această investiție a Consiliului Județean, spuneam, este, este benefică și ar trebui să, să continue. Adică și în anii următori și în perioada următoare să ajungă și în alte școli, bineînțeles dacă există pământul, pământul respectiv. Bineînțeles, sunt și probleme de genul... Apropo de, vedeam o dezbatere pe canal de pe această știre, vedeam o dezbatere pe un site. Uh, problema. Dar câte școli din Gorj au curțile atât de mari încât să permită plantarea acestor pomi? Și când vor ajunge în pârg? Cine păzește merele după oră de curs? bărerea mea, banii aruncați degeaba. Deci sunt și cârtitori. Bine, e observația zic eu corectă, că e cam târziu. Dar, haide să-i vedem prinși, haide să-i vedem ajungând la maturitate, bănuiesc în 2, 3, 4, 5 ani, și după aceea să ne propunem uh, să vedem cum îi păzim. Uh, curți, unii mai au, alții nu mai au, în general în mediul rural încă se mai păstrează curțile, dacă n-au fost ținta unor uh, afaceriști mai vero sau niște persoane cu inițiative, cu inițiativă pe la primărie să poată să se facă stăpâni pe curțile respective. Spuneam că Gorjul este în această perioadă în centru unor evenimente și de natură culturală și de natură economică, am și eu însă, și politică chiar, am și eu o întrebare, însă când vine premierul în județul, județul său ca deputat de data aceasta și vă întreb pentru că dacă ne gândim bine, n-a ajuns dinainte de alegerile prezidențiale, chiar de primul tur și, cum să vă zic, avem doi parlamentari de Gorj care nu prea știu drumul spre nu prea mai știu drumul spre Gorj. Unul este Victor Ponta, iar celălalt este și îmi cer scuze că îmi scapă numele lui acum, fost parlamentar pe pe -dis, trecut prin mai multe partide, pe la Conservatori, pe la acum e pe la PNL dar asta asta e, poate o să mi-amintesc -mi și numele respectiv și o să vi-l spun e un domn cu ochelar dar nu mi-aduc aminte acum deci atât de important este personajul în ultimul timp încât chiar nu-mi vine numele nu îmi vine numele dânsului în minte la acest moment uh, trecem puțin uh, uh, Trecem puțin spre un alt subiect care nu l-am abordat aseară, Așa am propus să-mi. și în prezentarea pentru prietenii de pe Facebook. E vorba de situația aceasta cu, cu tremurile, și vedem ce s-a întâmplat în Nepal. Toată zona aceea, și nu mă refer la alpinism, mă refer la Everest, ci la faptul că. știți, și nepalezii așteptau de ceva timp un, un cutremur răvășitor. Iată că acesta a venit din nefericire pentru ei. Problema ar fi dacă un asemenea uh, cutremur ar putea să, să vină și la noi. Tot este așteptat, ar cam fi perioada. Deci un cutremur la cât a fost acolo în jur, uh, în jur de 9, cred, nu cam așa. Uh, și ravagele le-a făcut acolo, eu cred că un cutremur de genul ăla practic șterge România de pe hartă sau cel puțin orașele mari, orașele istorice. Nici o clădire uh, din București, e, mă refer din clădirile de patrimoniu, nu va rămâne în picioare la un cutremur de o asemenea învergură. Și tare mi-e frică că și pe aici se poate întâmpla pe la Gorj, chiar pe la Târgu cu unele clădiri, dacă ar fi un asemenea cutremur. Uh, de ce vă am deschis acest subiect, sunt cel puțin două motive. Un nou un nou raport al organizației US Geological Survey avertizează că riscul ca țara noastră să fie lovită de un cutremur mare a crescut dramatic. Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite este o agenție științifică a guvernului SUA. Oamenii de știință de la această instituție studiază aspectul geografic și geologic al Statelor Unite, resursele sale naturale și pericolele naturale care le amenință. Organizația studiază, organizația studiază faptele existente n avut niciun fel de rol regulator din punctele de vedere a patru științe majore: biologie, geografie, geologie și hidrologie. Cercetătorii au analizat cele mai recente date în ceea ce privește starea falilor geologice active Astfel, potrivit Daily Mail, au ajuns la estimarea că există posibilitatea ca România să treacă, atenție, printr-un mega dezastru. Cităm: riscul unui cutremur de magnitudinea 8 sau mai mare în următorii 30 de ani crescând de la aproximativ 4,7% până la circa 7%. Uh, institutul American este partea Departamentului de Interne al Statelor Unite, fiind singura agenție științifică acestuia. Noul, despre noul studiu să vedem acum, pentru că este foarte important. Nou, foarte adesea, marile seisme cu originea pe teritoriul României au fost resimțite pe arii extinse în Europa Centrală, precum și în sudul și estul continentului. Deși nu întotdeauna efectele cu tremurilor au fost devastatoare, riscul seismic în România este important, iar Bucureștiul se află pe locul 2 în Europa ca nivel al riscului seismic după Lisabona, deci după um, după uh, Portugalia. Lângă estimarea cu România, noul studiu al instituției americane plasează și o estimare legată de California. Exerții spun că există o șansă de 99% ca un cutremur cu magnitudinea de 6,7 sau mai mare să se producă acolo în următorii 30 de ani din cauza numărului de linii de fractură în regiune. Studiul cercetătorilor americani vine și în contextul dezastrului înregistrat sâmbătă în Nepal. Deci magnitudinea am găsit puțin, 7,9 a fost magnitudinea este cel mai puternic cu tremur din ultimii 81 de ani în această țară, de 7,9. Potrivit specialiștii români, unda se de 7,8 grade pe Richter din Nepal nu s-ar putea propaga în România la o distanță de 500 km, așa cum s-a întâmplat în regiunea din Himalaya. Aceasta de solul țării noastre este argilos. Bun, și acum unde ar fi pericolul cel mai mare? E bine să reținem acest, acest text, pentru că Totuși e vorba din niște specialiști americani știți nu putem noi anticipa foarte bine cu tremurile dar ar trebui să ținem cont când ni se spune chestia asta și cât ține de noi să facem lucrurile mai, mai serioase adică când spuneam de clădiri de patrimoniu că în România s-ar putea să aibă o problemă vreau să vă spun că nu știu câte clădiri noi vor rezista făcute acum, nerespectându-se diverse lucruri și pe de s-ar putea să avem un dezastru cu toate clădirile de s-au construit după, sau mare parte din clădirile de s-au construit după 89. Nu vă luați după hârtii că arată bine și că sunt și că nu știu ce. Regiunea Vrancea rămâne cea mai activă zonă seismică din țara noastră, știți și dumneavoastră. După cum nota, în 1977, savantul american Charles Richter, nici când nu s-a mai văzut, cităm, nici când nu s-a mai văzut o concentrare de populație atât de expusă la cutremure generate în mod repetat de acea sursă. Potrivit experților, caracteristice seismelor vrâncene fac din această zonă una dintre cele mai interesante din lume. Cu vrâncene produse de lungul vremii și remarcate prin amploarea efectelor. La 31 mai 1738, la 26 martie 1790, la 14 octombrie 1802, la 14 noiembrie 1829, la uh, uh, 11 ianuarie 1838, 31 august 1894, uh, 6 octombrie 1908, 25 mai 1912, 10 noiembrie 1940, 4 martie 1977. 31 august 1986. Deci, pe al acum vreau să vă spun că nu suntem singuri, singuri în această situație. În context european, România rămâne o țară cu seismicitate ridicată, alături de Grecia, Turcia, Italia și țări din, din peninsula, din peninsula Balca balcanică. Suntem în cum spuneam, apropo, haideți să trec și peste câteva mesaje, mai ales că telespectatorii se uită la noi. Uh, un telespectator uh, din uh, Ponoarele, Mehedinți, Florin, ne spune că pe 2 și 3 mai suntem așteptați la sărbătoarea Liliacului la Ponoarele. Mulțumim de invitație. Iată, cei care a, sunteți pe această lungime de undă, puteți să mergeți la, în acest loc. Așa, iată că un telespectator, acela care trimite mai multe mesaje la această emisiune, domnul Băloi Florin din Țânțăren Gorj, spune, spune, spune el, dânsul ne-a trimis mai multe mesaje, ultimul dintre ele, în care ne spune și numele, probabil a fost nici de noi că spuneam că nu știm dacă este un domn sau o doamnă, o să citesc și celelalte comentarii ale dânsului, unele foarte interesante. Uh, uh, domnul Bălăi Florin spune că, cităm, am o problemă și eu cu șomajul, am băgat șomajul pe data de 30 martie și nu mi-a venit șomajul, l-am băgat la Târgu Cărbunești și ce se întâmplă cu el. Uh, Așa, și ne, ne, ajută, ne spune, de parlamentar, domnul, Neas, ne, spune de parlamentarul Tudor Barbu de la PNL și vă mai zic ceva, spune Dânsul, sunt oameni în primării, mulți și nu fac nimic, mâncă bani degeaba și pe noi ne-a trimis în șomaj, lucram la geofizică, prospecțiuni, lucram pentru Petrom, astfel din primar și de ce nu se duc și în șomaj, Ponta zicea că face locuri de muncă, a făcut locuri de muncă, dar pentru leniști din primării și nu pentru întreprinderi, vă doresc o seară frumoasă, ne spune telespectatorul. Uh, da, cred că e una din problemele mari din reușitele actualei guvernări, faptul că locurile de muncă uh, nu se construiesc, dar problema e și alta și vă spuneam acest lucru. Da, la noi în Gorj vorbim de concedieri la CO, vorbim și în alte zone, din păcate, locuri de muncă, în afară de acea fabrică de cablaje care se tot amână, dar probabil se va face, practic nu vorbim de locuri uh, în industrie. Eventual, la comerț, servicii și altele. Ori. În acest, uh, în acest context, uh, e greu ca oamenii să o ducă cât de cât acceptabil dacă nu pleacă pe afară, că sunt foarte mulți plecați. Mai mult, se întâmplă un lucru și anume uh, nici cei am tot văzut și am și vrut să aduc aminte și acum mi-am adus aminte de acest lucru știți că muncitorii de la Pitești, de la Colibaș, de la au făcut uh, la Mioveni, au făcut gălăgie în stradă ca să se facă autostrada Pitești-Sibiu să se poată transporta mașinile pentru că riscăm să pierdem investiția Dacia, adică Renault să-și mute în altă parte. Dar să vă spun un lucru. Noi avem una din investițiile importante în Gorj. Este fabrica de, de cauciuc de la din parcul industrial de la Sadu. O să-i dăm, având în vedere că nu are pe ăsta, o să ne riscăm să dăm și numele. Vorba de fabrica Pirelli, dacă ați auzit probabil așa de ea. Care, atenție, are materie primă care vine la sadu din exterior și produsul finit, cauciucurile, pleacă în exterior. Deci au venit oamenii ăia aici. Părerea mea și n-am toate informațiile, dar probabil am înțeles că salariile sunt foarte mici. Deci, pe minim, pe economie, e clar, au venit pentru Cheltuielile cu forța de muncă destul de mici. Probabil n-au luat în calcul drumurile foarte proaste. Și dacă luăm varianta cu Valea Oltului, pentru cei de la pentru cei de la Pitești sau ca să meargă spre Ardeal, mă gândesc că cei de la Sadu, logic ar fi să circule pe Defileu Ujiului. Puteți circula dumneavoastră pe Defileu Ujiului? Deci, acest drum este la acest moment impracticabil, și tare mi-e frică că situația se va prelungi cel puțin 2015 și 2016. În aceste condiții, în aceste condiții, deci gândiți-vă că la un moment dat uh, italienii respectiv vor zice: Da, stai puțin. Bun, dau salarii mici, economisesc aici, dar mă costă dărâmatul mașinii perioada de transport și toate celelalte. Nu mai bine mă duc într-o altă țară. Deci, atenție apropo de economia din Gorj, că și la drumuri stăm destul de prost, chiar dacă s-au mai făcut dintre ele, avem principale circuite. Deocamdată văzusem astăzi o declarație a prefectului Alin Văcaru, care spune că el nu crede că nici drumul acesta se termină, deci de la Rovinar la Sadu se termină până la sfârșitul anului. Deci gândiți-vă, încă o problemă în plus și mai avem și defileul care, oricum acolo sunt mari întârzieri, ce uh, Narcis Neaga, directorul CNDR-ului, vine pe aici, face pe viteazul, că reziliază, că face, dar nu se întâmplă, nu se întâmplă absolut, uh, absolut uh, nimic. Uh, tot uh, telespectatorul nostru ne mai, spune, ne mai scria tot astăzi un mesaj, cred că da, Spune aici... Uh, spunea așa telespectatorul Aș vrea să se facă ceva cu legumele acestea din țară uh, cu roșii și castraveții că sunt un pericol pentru noi Am cumpărat ieri o roșie și un castravete cu cojile tari și nu sunt bune Ce face Anafu să nu se iau... Ce face anafu de nu se ia de oamenii Astea care aduc tot felul de legume, fructe din țările străine, care aduc moartea. Dacă ne-am consultat toți oamenii din țară, vă zic că toți am avea câte o boală în corp din cauza mâncării. V-aș ruga să faceți ceva cu sănătatea din corp. E, vreau să vă spun că noi cu siguranță nu putem face decât să semnalăm aceste lucruri, dar eu am constatat și eu ceva apropo de agricultura românească și... Bun, dacă la supermarket, la hipermarket, la ce avem noi pe la Târgu Jiu e normal, chiar și la, poate chiar și la prozarele care au apărut ca ciupercile după, după ploaie, pentru că vedeți, omul trebuie să mănânce, asta e clar, și investește foarte mult în asta. N-am înțeles de ce pe piața din Târgu Jiu, piața mare, piața mică sau așa, găsim, apropo de roșii și castraveci, ce spunea domnul, tot legume de import. Tot, apropo, s-au băgat, cred că doar în gorși, sute de mii de euro, pe acele ferme, ferme, pe acele culturi, pe solarii, pe toate să se facă legumele, să le vindem la piață. Unde sunt, unde sunt piețarii respectiv? Că banii s-au luat. Deci, Pot, cum să vă spun? Am și. am liste întregi de oameni care au beneficiat. Că le putem, sunt publice. Noi vedem în piață pe oamenii respectivi. Dacă ei ar fi luat, deci, Uniunea Europeană a dat banii respectivi, dacă oamenii ar fi produs ce trebuia să producă, cum s-au angajat, produsele respective ar fi trebuit să apară pe piață. Din nefericire, noi nu vedem decât produse aduse din import care atenție. Normal că au o problemă cu că nu sunt naturale și sunt un pericol pentru sănătate, pentru că sunt. Se bagă diverse substanțe pentru a rezista transportului, depozitării și duratei mari de la momentul recoltării până la momentul, până la momentul consumului. Deci, haideți, dacă tot vorbim și mi-a adus aminte telespectatorul de această situație, să vorbim lucrurilor pe nume dacă tot a cheltuit banii așa și statul român prin fonduri europene a banii, haideți să facem verificările de rigoare, să vedem unde s-au dus banii respectivi. Că suntem în situația prin comunele din Gorj și unde s-au luat pe măsurile acelea, microfem 1, 1, 1, 2, 1, sau ce măsuri mai sunt, și ne semnalau cititorii la vertical, de exemplu, Domne, știți când vine câte un control de ăsta, nu numai că e anunțat cu săptămâni înainte și să pregătește omul ca tot românul. Dar ăștia mută, ar trebui să aibă 10 porci, n-are decât doi. Mută porcii de la mai mulți vecini că să facă 10. Mută vacile, mută boi, mută găinile, aleargă cu găinile de la unul la altul că să arate numărătoarea. Deci e cam filme, știți că era o la un moment dat, un inventar pe vremea au ceaușescu, era o, anecd -o, -o scenetă cu Virgil Ogășeanu, cu brânza care o tot trecea prin fața revizorului ca să să iasă butoaiele cu brânză. Cam așa se întâmplă. Nu e în regulă, și eu zic că dacă s-ar face aceste controle pe bune, ă, și-ar face și cei care au luat banii respectiv și-ar și -ar face treaba și lucrurile ar fi altfel. Bine, acum nu mai vorbim de faptul că noi ar trebui să fim fruntați la abicultură la câți bani s-au dat în pe apicultură, nu prea se vede acest lucru pe piața din Târgu Jiu. Ar să fie concurență între producători, să vezi. Nu se întâmplă. De fapt, pentru că tot am adus în vorbă și știu că ne vorbea, adică îmi scria la un moment dat un, un telespectator, despre fondurile europene că s-au cheltuit, că degeaba ne bucurăm că accesăm fondurile europene, că pentru unii sunt o sursă de îmbogățire, dar cu siguranță nu ajută, nu ajută România. Nu sunt de aceeași părere, dar am și eu dubii în privința, în privința folosirii acestor fonduri. Și nu mă refer doar la agricultură. Sau apropo de aceste instituții care dau bani, subvenționează agricultura. Nu prea se văd producțiile. Nu știu cum naiba se face că nu se văd. Dar vreau să vă spun apropo de chestia asta. Avem pensiuni făcute cu fonduri europene. N-a trecut un turist niciodată pe acolo. Deci înseamnă că au fost făcute, omul a vrut să-și facă casa. A făcut actele de pensiune și atât. Ele așteaptă pe turiști, dar să speră, speră, să nu vină niciodată, nu? Deci câți bani aruncați pe fereastră? Bine, să zicem, casa respectivă e făcută, e făcută pentru ăla europene când s-ar putea face altceva. Dacă am avea, sau poate am stabilit niște priorități, mă, prioritatea ar fi să fac ăia care vor să facă mici fabricuțe de nu știu ce. Ar fi, ar fi cred că, alte, alte, lucruri și s-ar putea face alte, alte situații, ar fi altceva. Din nefericire, nu se întâmplă aceste lucruri, iar noi băgăm în continuare, vă spuneam măsurile acelea cu microfermele, cu întoarcerea tinerilor la țară, bla, 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 băgăm bani, aruncăm bani pe fereastră, dar aceste lucruri nu se văd în satele din județul Gorj. Sunt și excepții, deci vreau să vă spun și chiar colega noastră, Mihai Andrescu, a și dat, a arătat din județ ferme, oameni care au investit, au folosit și fondurile europene și multă muncă, au făcut și treabă. Dar dacă am luat din total, cred că ar fi, cred avem o problemă. Dar, vă spuneam, aici ar trebui să, nu cred că e treaba celor care dau neapărat, dar e treaba controlului autorităților să vadă dacă cineva, cineva nu, joacă, nu joacă cinstit. Nu puteam, apropo de, de știrile zilei, să nu vorbim și pe subiectele naționale puțin, mai ales că sunt sunt lucruri care, care se întâmplă. Uh, și anume, faptul că uh, și în scapă acum materialul, a ieșit un scandal imens, vi l-am citit și v-am spus și aseară, a ieșit un scandal imens că premierul sărbătorind în euforia sărbătorii celor trei ani de când de când a fost aplicat fostul guvern și a fost numit ca să, ca să, pregătească un nou guvern, a pus cele două poze, adică a premierului și a președintelui, a figurat cu programul SL, președintele PNL, premierul, primul ministru PSD. Și vreau să vă spun că a ieșit un întreg scandal Printre liberali. Aceștia au tunat, astăzi, de fapt, și ieri seară, au tunat și-au uh, și fulgerat pe ideea că, vezi, Doamne, că ce s-a întâmplat, că nu știu ce și nu știu cum. Acum e, știți cum pare, uh, pare mai degrabă uh, un uh, o furtună într-un pahar cu apă dar ea a, depă a depășit deja limitele normalului, adică până la urmă a și pus-o. Premierul a pus-o sub forma unei glume. Cu chestii de genul ăsta nu se prea glumește, dar în același timp, hai să fim serioși, vorbim de doi oameni politici, poți să-i folosești, deci nu e... E președintele tuturor românilor, Claus Iohannis, deocamdată, chiar dacă numai unii l-au votat, e premierul tuturor românilor că au ieșit uh, belicoși liberali, că vezi, doamne, că nu știu ce, e chestia ce trebuie să facă un partid de opoziție. Însă am senzația că s-a cam sărit calul, în sensul că uh, a făcut, uh, e mult zgomot pentru nimic, adică facem uh, facem zgomot să arătăm să ne facem că lucrăm, adică, bă, dacă dăm în ăla să facem, să protestăm, să nu știu ce, uh, lumea ne va lua în seamă și nu știu ce. Eu vă spun că pe, cu, o chestie, cu o chestie de -a genul ăsta nu câștigi. În schimb, poate că lumea ar aștepta mai mult de la un un program politic al opoziției care să știe, adică oamenii să știe în momentul când se hotără să facă o altă alegere să vedem să știe un, în ce se bagă. A, vreau să spun că reînviatul Sov adică alias Sorin Ovidiu Vântu, are astăzi o ieșire în media în care spune că pe premierul Ponta nu poate da jos decât populația dacă iese în stradă, pe personajul este cum este, de, nu știu dacă, e, de ce este dată de multă importanță. Dar spune și alte lucruri destul de interesante, așa că și iar blogul lui a început să aibă foarte mulți cititori. Bun. Astăzi, de exemplu, a fost un interviu luat de presa centrală președintelui senatului Călim Popescu Tăricianu. Jurnalista Laura Chiriac a i-a luat un interviu, cum spuneam, fost realitatea, cred. I-a luat un interviu lui Călim Popescu Tăricianu în care l-a întrebat despre subiectele la zi, Călim Popescu Tăricianu a admis că este posibil ca anchetarea votului din cazul lui Dan Șova să fie în realitate un pretext pentru a se ajunge la Victor Ponta. Liderul Senatului a abordat și subiectul legat de avalanșa de reține și arestări solicitate de procurorii de neapunând, punctând că, cităm, arestarea preventivă devine o practică curentă când ea ar trebui să fie excepția. De asemenea că Lin Popescu Tăriceanu ridică și o întrebare cheie și anume dacă nu cumva din reținele și arestările făcute nu se urmărește cumva să se exercite o presiune psihologică asupra celui care este învinuit, astfel încât să obțină mărturii pe care procurorii nu le-ar avea. Nu, în ultimul rând, președintele Senatului spunea că lupta anticorupție este una extrem de necesară, dar ea trebuie purtată fără excese sau abuzuri. Uh, da, interviul este unul foarte mare și Acum vreau să vă spun, Tăricianul este un personaj interesant în ultimile săptămâni, din perspectiva presei, pentru că, cel puțin la nivelul declarativ, este singurul care încearcă și are declarații destul de belicoase la adresa instituțiilor de justiție, ale DNA-ului. Bănuiesc că la DNA, în primul rând, parchetul e dar mai degrabă cred că la DNA. Faptul că ceilalți stau cu... Că până la urmă e posibil ca tăricianul să nu aibă, să nu aibă dreptate. Dar faptul că ceilalți stau cu capul în pământ și tăricianul să, se vorbească, să vorbească înseamnă și altceva. Că omul se știe totuși destul de sigur pe mijloacele, pe mijloacele sale. Dacă e așa sau nu, rămâne să vedem. Că știți că s-a tot vorbit că i-se face un dosar. Este și acest lucru deocamdată pare să fie de domeniul de domeniul fantasticului și cred că dacă se va ajunge la un dosar în cazul Tăricianu, cel puțin după 6 mai când s-ar da hotărârea curții constituționale cred că deja ne îndreptăm într o zonă foarte periculoasă a relațiilor între puterea, puterea legislativă și cea judecătorească și nu știu unde vom ajunge, dar oricum nu va fi cu siguranță nu va fi în favoarea puterii judecătorești un asemenea un asemenea conflict. Dar vom trăi și vom vedea cum vor evolua, cum vor evolua lucrurile. Iată ce spune Tăriceanu întrebarea, Adică, justiția nu e atât de puternică pe cât vrea să pară, pentru că se bazează mai puțin pe dovezi și mai mult pe denunțuri smulse în arest? Întreabă Laura Chiriac. Iată ce spune președintele Senatului. Cităm. Dar nu numai denunțuri, pentru că și practica denunțurilor mi, mi se pare una care este, aș spune, regretabilă în sensul în care este ea practicată. Fac o paranteză. Nu am niciun fel de obiecție împotriva ideii că lupta împotriva corupției trebuie continuată. Lupta împotriva corupției este necesară. Acest demers al DNA e un salut și faptul că au început să se pună în mișcare după o lungă perioadă în care dosarele au stat în nelucrare, au zăcut ani și ani de zile, dar acest lucru nu trebuie să se petreacă simultan cu abuzul sau excese. Vreau să fiu bineînțeles, militesc pentru ceea ce înseamnă drepturile și libertățile individului, oricare ar fi el. Nu e vorba aici de niciun om politic, este vorba de cetățean obișnuit, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în anumite zone socioprofesionale se poate întâmpla mâine cu oricine. Pot să cadă victime ziariști, pot să cadă victime juriști, pot să cadă victime procurori, pot să cadă victime nu știu, profesii liberale și așa mai departe. Nu cred că putem să acceptăm să revenim la concepția unui stat polițienesc, la modul de dictatură care a existat în perioada comunistă. În final am spus un lucru, și dacă îl spune și laptopul care între timp a făcut. am pierdut legătura cu site-ul respectiv. Deci, dacă mă lasă să vi-l spun. Eu vi-l spun, da, e o problemă cu site-ul respectiv, uh, nu e de la noi, a căzut, uh, căzut site-ul, dar între timp am recuperat. În final am spus un lucru și pe marginea acestei dezbateri pe care nu vreau să înțelegeți că aș vrea să îi pun punct. Am spus o chestiune care pe unii i-a frapat și am spus așa, este un dicton, puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. Când vorbim de corupție, nu trebuie să înțelegem numai corupția financiară sau alte foloase materiale. Corupția se înregistrează inclusiv la nivelul puterii, în ceea ce înseamnă exercițiul puterii care duce la abuzul de putere și excesul de putere. Este obeția a puterii pe care trebuie să o constatăm, că o observăm și care îi cuprinde nu odată pe oameni. De aceea sistemele democratice autentice evită concentrarea puterii în mâna unei singure persoane și exercitarea puterii timp, timp prea îndelungată v a spus întrebarea de ce în toate țările democratice mandatele, spre exemplu, ale președinților sunt limitate. În SUA numai două. De ce se limitează mandatele președintelui? Din acest motiv, pentru că invariabil puterea începe să corp. Asta deja este lozincardă de situația, dar, dar, trebuie să să-i dăm dreptate până la urmă în sensul că spune unele lucruri pe care alții nu îndrăznesc să le spună sau poate că știu ei, au motivele ei să tacă, motivele lor să tacă din, din gură. Suntem, apropo de, de, informații, intrăm și pe piața, intrăm și puțin și pe piața media. Se pare că cât de curând în Trustul Pro va renunța la unul din canalele importante, adică se pare că canalul de telenovele, mai cunoscut așa, va deveni un post generalist, deci acasă TV va deveni un post generalist în portofoliu RCS, dacă zvonurile despre tranzacție uh, se, face, se vor confirma și cred că se vor confirma pentru că negocierile durează de ceva timp, chiar dacă, să zicem așa, nu le recunosc niciunii nici alții. Uh, a, până la urmă vreau să vă spun că Nea Turcescu, știți, Robert Turcescu care între timp și-a relansat și blogul astăzi spune că își face postul acela de televiziune eu mă cam îndoiesc dacă se bazează pe telespectatorul din altceva. Nu, nu vreau să șingnesc pe nimeni dar mai e o altă chestie ca să fii un telespectator acționar să te atragă trebuie să ai, deci eu vreau să vă spun și aici avea dreptate Mircea Badea postările sale pe Facebook fac puține like-uri la notorietatea pe care o are. Asta înseamnă că e greu de crezut că o să vedem acum mii de oameni să cotizeze la postul lui, lui Turcescu. Suntem apropo de chestia asta, e un scandal imens în media. Am văzut un reportaj foarte interesant pe o televiziune de știri despre acea firmă austriacă cu care taie pădurile din România și care practic recunoșteau că taie orice și oricât, nu se nu contează legea. Despre această firmă austriacă s-a tot speculat că sub influența ei președintele Claus Ioannis ar fi trimis codul silvic la parlament. Dar ce vreau să vă spun apropo de această, această firmă și a apărut astăzi în, în presă. Uh, mai o secundă, că dacă și găsesc uh, știrea respectivă. Uh, nu, din păcate nu dau de ea momentul de față. În esență, ce vroia să spun... Uh, Uh, știrea respectivă. Uh, deci firma se numește prescurtat EA, uh, O firmă, deci o firmă din America, EA, uh, deci organizație de media cu birouri în Washington DC și Londra, a dat publicității filmari care expun spun conducerea firmei austriece, acceptând cu bună știință și recompensând lemnul tăiat ilegal printr-un sistem de bonificație. În timpul filmărilor, arată comunicatul, investigatorii firmei americane au jucat rolul unor investitori străini care um, au câștigat drepturile de punere în valoare a unei cantități anume de lemn din pădurile unei asociații de proprietari din România. În discuțiile pe care aceștia le-au purtat cu oficialii români și austrieci ai companiei, în fine, e greu de pronunțat, investigatorii au menționat de mai multe ori intenția de a tăia mai mult decât este permis conform contractului cu Asociația de Proprietari. Investigatorii au cerut companiei asigurări uh, asigură că lemnul ilegal va fi cumpărat în toate... va fi cumpărat de către firma respectivă. Acum, apropo de chestia asta, n-au descoperit nimic nou. Eu rămân la părerea de... Cum au rămas pădurile? Din gorș, ca să nu mai zici în altă parte, goale. Credeți că la Tizmana, la Padeș sau prin alte părți s-au respectat ce era în acte aprobările? Eu mă cam îndoiesc din a, de această situație. Bun, suntem pe final de emisiune. Ar fi și alte evenimente importante sau alte subiecte care să le discutăm, dar mai lăsăm și pentru mâine seară, că și mâine e o zi și avem emisiune începând cu ora 19. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!